Veronica Maftei vă prezintă știrile Canal Sud. Bun găsit! Festivalul Flori de Mai a început astăzi, 13 mai. În prima zi a festivalului a avut loc concursul Floricele pe Câmpii, care a început la ora 11 în sala Barbu Știrbei. Domnilor și domnilor, bine ați venit la Călăraș! Festivalul de interpretare a muzicii ușoare românești Flori de Mai, desfășurat pe o perioadă de 3 zile, iată, după 2 ani de pandemie, revine. Suntem bucuroși să vă avem la Călăraș și, bineînțeles, suntem bucuroși să ne revedem cu artiștii noștri îndrăgiți. Ionuț Dulgheriu și Marinela Voivozeanu sunt gazdele dumneavoastră pe cele 3 zile și așteptăm să avem atât bună dispoziție pe scenă, cât și bună dispoziție în public. Astăzi debutează cea de-a 32-a ediție, spuneam, a Festivalului de Muzică Ușoară Românească de aici, de la Călăraș. Orașul îmbracă straie de sărbătoare, iar bucuria este cu atât mai mare, așa cum spunea colega mea Mari. Ne reîntâlnim după o pauză de aproape 3 ani. Ultima ediție a festivalului a fost în anul 2019. Desigur, sunt foarte multe emoții adunate pentru concurenți, dar și pentru susținători, pentru noi, dar și o muncă titanică pe care o va desfășura juriul festivalului nostru. Trebuie să mulțumim organizatorilor. Așa este, Consiliului Județean Călăraș, finanțatorul acestui festival, Autoritatea Județeană, prin Centrul Județean de Cultură și Creație, echipa centrului care a desfășurat o muncă titanică pentru ca acest festival să se desfășoare în condiții optime. Premiile puse în joc de festival, trofeul Floricele pe Câmpii, 8.000 de lei, se acordă concurentului cu cea mai bună prestație, indiferent de categoria sau grupa de vârstă la care participă. Premiul 1, în valoare de 5.000 de lei, premiul 2, în valoare de 4.000 de lei, premiul 3, în valoare de 3.000 de lei și mențiunea, în valoare de 2.000 de lei. Avem premii speciale oferite de Canal Sud, 500 de lei, premiile 1, 2 și 3 și mențiunea se acordă pentru fiecare grupă de vârstă și se impozitează conform legislației în vigoare. Alte 3 premii speciale, 2 oferite de Primăria Municipiului Călăraș și din nou un premiu oferit de Trustul Media Canal Sud. Premii la secțiunea Flori de Mai, Ionuță, concurenții care vor veni în scenă duminică. Duminică, bineînțeles. Trofeul Flori de Mai, valoare de 20.000 de lei. Premiul 1, 15.000 de lei. Premiul 2, 10.000 de lei. Premiul 3, 7.000 de lei. Premiul mențiune, 5.000 de lei și, bineînțeles, premii speciale oferite de Consiliul Județean Călăraș, 5.000 de lei. Premiul special al sponsorului nostru din exterior, Euforia, în valoare de 2.000 de lei. Premiul special oferit de Canal Sud, 1.000 de lei. Și un alt premiu special oferit de Primăria Municipiului Călăraș, în valoare de 1.000 de lei. Foarte multe premii. Un festival cu greutate și le mulțumim organizatorilor pentru aceste premii deosebite și foarte, foarte importante. Bun, dacă se aplaudă, nu? O să trecem la juriul minutele următoare și vom face cunoștință cu cei care, spuneam, au o misiune de loc ușoară în aceste 3 zile de festival, 2 zile de concurs. Începem cu președintele juriului, compozitor, dirijor, maestrul Viorel Gavrilă. Nicolae Caragea, instrumentist și compozitor. Actor, compozitor și regizor, Liviu Manolache. Bogdan Dragomir, muzician și jurnalist Radio România. Actor și decan al Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța, profesor universitar dr. Daniela Vitcu. O voce îndrăgită de noi toți, o prezență superbă pe scenă, oriunde ar merge în țară sau în străinătate, artist, cântăreață de muzică pop, Nico! În juriu este și doamna Lavinia Vasile, profesor de muzică și director al Palatului Copiilor numărul 1 din Călăraș. Vă mulțumim, distinși juriu, mult succes!
iar noi să trecem la concursul propriu zis și să deschidem cu prima grupă, 7-9 ani. Să eu răspunsul am găsit deja. La ora 19 pe Esplanada Consiliului Județean Călăraș va avea loc gala laureaților secțiunea Floricele pe Câmpii. Într-o mobilizare fără precedent, foarte multe muzee, entități culturale, dar și spații neconvenționale din România au pregătit pentru vizitatori peste 210 evenimente, expoziții și activități pe 14 mai la Noaptea Muzeelor. De Noaptea Muzeelor, adică de sâmbătă 14 mai, de la ora 18, vă așteptăm să vedeți o expoziție inedită, cu imagini nemai întâlnite, grație donației domnului Dumitru Simionescu, un călărășan pasionat de fotografie. Și anul acesta, Muzeul Dunării de Jos pregătește o serie de surprize pentru publicul vizitator și aș începe cu expoziția de icoană și obiecte de cult Răstignire și Înviere, organizată în colaborare cu Protopopiatul Călăraș, care s-a bucurat de succes, mai ales în perioada sărbătorilor pascale. Zic eu, o expoziție extraordinară, unicată, organizată pentru prima dată la Călăraș și iată, tocmai cu această ocazie a Nopții Muzeelor. Expoziția O poveste dulce, un secol de iubire, este o expoziție organizată în colaborare cu Asociația Muzeului Jucăriilor, o colecție privată cu care noi avem o colaborare de mai mulți ani de zile, cred că suntem la a șaptea expoziție pe care o organizăm împreună. La fel, o expoziție care s-a bucurat de succes este expoziția Drumul spre Unire, este o expoziție care pleacă de la momentul începerii primului război mondial în 1914, trece apoi prin perioada neutralității României și urmând apoi 1916, intrarea României în război, 1918, sfârșitul războiului și se încheie cu ziua de 1 decembrie 1918, ziua când cele trei provincii românești se unesc de data asta definitiv. La secția etnografie avem expoziția temporară Meșteșuguri tradiționale la apus, o expoziție, zic eu, binevenită, mai ales în condițiile în care, cel puțin pentru zona noastră, se mai păstrează puține meșteșuguri tradiționale, mai rar întâlnim în ultima vreme torsul, mai rar întâlnim țesutul, mai rar întâlnim tâmplăria, mai rar sau aproape deloc atelierul de fierărie. Este o expoziție care încearcă cumva să păstreze aceste ocupații tradiționale, cred că deja tradiții, și să le ducem în măsura în care putem să le ducem mai departe. La secția arheologie, așa cum știm, este în expunere expoziția permanentă Evoluția comunităților umane la Dunărea de Jos. Parcurge evoluția omului încă din neolitic, trecând apoi prin toate celelalte epoci istorice și încheiindu-se cu anul 1852. Baseballul poate fi practicat și în Călăraș. Locul unde părinții pot să înscrie copilul este Clubul Sportiv Școlar Călăraș. Mai multe informații ne sunt oferite de către antrenorul de baseball Ion Bălan într-un interviu acordat pentru Canal Sud. Trebuie să se adreseze Clubului Sportiv Școlar Călăraș cu sediul în Bulevardul Republicii numărul 39, unde vor primi toate detaliile legate despre înscrierea unui copil la secția noastră, sau poate intra pe pagina de Facebook sau pe site-ul Clubului Sportiv Școlar. Copiii se pot înscrie începând la vârsta de 6 ani,
și practică în cadrul clubului sportiv școlar baseballul până la vârsta de 18 ani. Dar începând cu vârsta de 6 ani, eu primesc copiii cu aptitudini și calități pentru acest sport chiar și la 13, 14, 15 ani. Doar că atunci când vor începe să practice sportul de la o vârstă mult mai fragedă, automat maestria lor sportivă va deveni una bună, mult mai rapid. Noi avem categorii de vârstă începând de la care concurăm în campionatul național, categoria junior 3, 10-12 ani, categoria junior 2, 13-15 și 16-18 ani juniorii mari. Dar cu cât începem de la 6 ani, începem cu turneele de sală, avem un campionat de sală special pentru copii începători, ei trec prin toate etapele astea și chiar la vârsta de 10 ani pot într-adevăr să spunem că vor juca baseball. În Călăraș, practic, sunt două cluburi unde funcționează acest sport minunat. În cadrul clubului sportiv școlar, noi avem categorie de copii și juniori. Sunt trei echipe angrenate în campionatul național școlar, pregătite de profesorii noștri Nelu Bălan și Iulian Șerban. Acum, domnul profesor Bălan și-a înființat și un club privat pentru seniori, tocmai în ideea de a prelua sportivii care termină juniorat în cadrul clubului nostru. Noi, fiind o unitate școlară, putem face pregătire de până la 18-19 ani. Ulterior, acești sportivi își continuă activitatea în cadrul clubului Leaders, așa cum a precizat și domnul profesor, la nivel de seniori. Suntem de ani buni cel mai bun club cu rezultate și campion național la toate categoriile de juniori. O mare parte din componenții lotului național de juniori sunt călărășeni, cam jumătate din echipa națională este constituită din sportivii noștri, deci avem o tradiție deosebită cu rezultate deosebite. Știm cu toții că locurile de parcare au devenit o problemă în Călăraș. Până în momentul de față sunt atribuite de către Primăria Municipiului Călăraș peste 1400 de locuri de parcare. Până în momentul de față avem atribuite peste 1400 de locuri de parcare. În viitor vom mai face încă vreo, cred eu că cel puțin 200 de locuri de parcare, pentru că am descoperit spații generoase, avem deja parcări la nivel de piatră și atunci de cât trebuie să intervenim cu infrastructura de canalizare, de captare a apelor pluviale și asfalt. În viitor avem în vedere pe proiectul pe care îl vom avea de monitorizare și modernizare București să punem și camere de luat vederi. Nu ne vom opri aici pentru că trebuie să identificăm cât mai multe locuri care să facem parcări pentru că avem foarte multe cereri. Află tot ce contează în Călăraș și nu numai. Privește Canal Sud TV. Citește Observator de Călăraș. Ascultă Radio Voce Scampi. Actualitate, divertisment, monden, reportaje. Privește, citește, ascultă. Fii informat. Canal Sud Media. Festivalul Flor de Mai revine la Călăraș după 2 ani de pandemie. La mijlocul lui mai așteptăm cei mai în vogă artiști ai momentului. 13 mai, Oana, Radu și Delia. 14 mai, Maximilian. Astea-s doar rânduri pe o hârtie, ia câteva gânduri dintr-o mie. Lidia Buble. Și Carla Dreams. Dulce, dulce, până la sânge. 15 mai. DJ Project și Andra. Tine sufletul că slăbiciunea mea ești tu. Aș lăsa timpul să termine filmul. Toate
toată distracția în piața din centrul vechi al orașului. Concursul de interpretare va avea loc în sala de spectacole Barbu Știrbei cu recitalurile artiștilor Nico și Cătălin Crișan. Toți participanții din concurs vor cânta live, acompaniați de orchestra compozitorului Viorel Gavrilă. Eveniment organizat de Consiliul Județean Călăraș prin Centrul Județean de Cultură și Creație. În data de 12 mai, școala gimnazială Tudor Vladimirescu și-a deschis porțile pentru elevi străini care fac parte din programul Erasmus+. Elevi din Spania, Portugalia, Grecia și Cehia au fost primiți de către colegilor din România, astfel școala gimnazială Tudor Vladimirescu i-a primit cum a știut aceasta mai bine. Aceștia au pregătit programe cu specific românesc. Îi avem astăzi ca oaspeți pe câțiva tineri din Spania, Portugalia, Grecia, Cehia și România. Ei sunt într-un program Erasmus+. Aici sunt coordonați de către Asociația Monomiți din București. Ne bucurăm că sunt alături de noi. Ei și-au planificat o vizită la noi la școală să vadă cum se desfășoară o activitate extrașcolară și i-am așteptat, așa cum ne pricepem noi cel mai bine românii, am așteptat cu dulceațe, am așteptat cu gogoși, cu scovergi, cu miere. Avem un stand cu miere extraordinar în care prezentăm polen, prezentăm faguri de miere cu plăcinte de brânză, de mere. Și cu siropuri. Văd că sunt foarte, foarte încântați. Apoi, după acest moment, vom avea un Europarty, în sensul că avem 3 DJ de la noi din școală, Mihnea, Daria și Florin, care vor mixa pe melodiile din țările din care provin acești 3 tineri și sperăm să fie o petrecere grozavă. Apoi ne vom lăsa conduși în jocurile lor, pentru că și ei au venit cu un anumit program prin care își vor prezenta jocuri tradiționale din fiecare țară. La final o să facem o horă românească, pentru că așa se cuvine, să primim cu căldură încă de la început și până la sfârșit. Și încă o dată spun, ne bucurăm că am fost aleși de către această asociație și sperăm ca toată această colaborare să continue și pe viitor. Pentru ca vizita tinerilor în Călăraș să rămână memorabilă, următoarea oprire a fost la Grădina Zoo din Călăraș. Complexul de agrement Zoo Călăraș a avut onoarea să primească vizita altor țări, Grecia, Spania, Portugalia și Cehia. Okay. Thank you. Not monkeys. Something specific for me. I like it anyway. Thank you for being here. Thank you very much. Thank you. Thank you. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraș așteaptă absolvenții promoției 2022 să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de serviciile prevăzute de lege cu scopul integrării pe piața muncii. Absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în evidențele AJOFM Călăraș pot beneficia de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării. Reprezentanții AJOFM Călăraș vor derula o acțiune de informare în liceele din Călăraș, după cum ne-a declarat Magdalena Cotelnic, șef serviciu în cadrul agenției. Ce-i drept, este perioada când ar trebui să vină să se înregistreze la noi. În principiu, ei au termen 60 de zile de la absolvire. Probabil că undeva la sfârșit de luna mai deja vor intra pe această categorie și sunt așteptați la noi să se înregistreze în evidențe. În acest an îi așteptăm la noi cu mai puține documente.
Îi așteptăm cu mai puține documente. Ar trebui să aibă la ei doar actul de studii și, de fapt, va fi o adeverință pe care o vor elibera cei de la licee sau instituțiile de învățământ și actul de identitate. Începem să ne reluăm acțiunile noastre prin instituțiile de învățământ, prin licee și profesional. Cred că undeva după finalizarea bursei generale, pentru că pe 20 avem bursa generală a locurilor de muncă, vom demara o acțiune prin licee. Colega mea de la consiliere va pregăti un material, vom avea toate instrumentele necesare și le vom oferi informații absolvenților, astfel încât ei să știe că acest termen de 60 de zile este esențial. Complexul pescăresc din Jegălia este aproape gata. La sfârșitul acestei luni va avea loc recepția lucrărilor pentru construcția suspendată realizată din fonduri europene sub titlul Centru Multifuncțional Complex Pescăresc pentru Educație și Recreere. Primarul Vasile Aurel s-a arătat permanent implicat pentru accesarea fondurilor guvernamentale sau europene necesare dezvoltării. Complexul pescăresc, la ora actuală, e pe finalitate. Noi sperăm că în maxim 2 săptămâni, să, cam 3 săptămâni, să facem și recepția finală, dar dacă discutăm despre acest complex pescăresc, vreau să vă spun că el era terminat, dar s-a întâmplat fenomenul creșterii prețului la materiale de construcții de la licitare până când la executare și am fost nevoit vreo 3 luni de zile în vara anului trecut, până s-a dat ordonanța de guvern 15 din 1 iunie și s-a mărit și am avut nevoie și de aprobarea celor de la Ministerul Agriculturii, care într-adevăr ne-au ajutat și la orice cerere pe care am avut-o, văzând că și lucrăm și facem, au venit, au inspectat și ne-au dat toate aprobările lor. Chiar astăzi am făcut ultima plată din banii noștri, rămânând să mai dăm partea din cofinanțarea de la TVA, pe care va trebui să ne ofere cei de la minister. Acum să fim și puțin optimiști, această lucrare se termină, vine în continuare acelui parc tematic, dar mai mult de atât, deja încep ușor-ușor și evenimentele deja, care ne-am și dorit prin construirea acestui parc. Aici se încheie jurnalul Canal Sud. Dacă ați fost martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți trimite imagini pe WhatsApp la numărul de telefon 0727 869 957. Weekend minunat să aveți!